Au avut ușile deschise ca Dima să-și pregătească bagajul și am văzut că și Robertul este pe terasa mamelor. A sunat și gongul, deși au trecut decât 20 de minute, n-a avut ora. Băi, ciudat, foarte ciudat. Adică, sincer, cred că cel mai mult a contat faptul că a amenințat că se aruncă în gol și atunci vă dați seama că nimeni nu își asumă responsabilitatea. Poate o făcea și pe urmă se întâmpla ceva și spunea, păi eu am zis, spus că asta o să se întâmple. Se putea întâmpla și acest lucru și cred că din cauza acestor vorbe Dima a fost, cum se spune, descalificat. Foarte, foarte, foarte ciudat. Adică nu știu ce, Doamne, nu știu ce, n-aș vrea să știu ce este în sufletul Sabrinei. Sper din suflet să fie bine și mai liniștită.